fotografiile sunt vechi și realizate acum mulți ani, instantanee de prin oraș. Un al doilea proiect, care se numește Tezaur Cultural, vizează organizarea expoziției de costume și obiecte tradiționale specifice zonei Luncii Dunării. Aici, o să vă spun de altfel Adriana, sunt nu doar obiecte din comunitatea românească, ci și obiecte din comunitatea romă. Pentru că noi ne dorim să promovăm. Cultura se derulează pe 4 secțiuni: fotografie, etnodiversitate culturală, istorie locală, etnografie și folclor, poartă non-formală în tezaur și, așa cum am mai spus, fotografie. În același timp cu expoziția, în Parcul Mare se derulează activități prevăzute de partenerii noștri de la Dunăre.edu. Acolo puteți derula diferite activități care au specific. Fiecare zi vor avea loc eveniment aici în Dunăre, însemnând vizita și povestea din Dunăre. O să fim atenți. Și al doilea război mondial. Hai să